în episodul de astăzi. Să devină iar hype-ul ăla. Nu știu de ce. Sezonul 5 a fost prea forță. Chapter 2, prea forță. Boris, da, 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 ține-te, Boris. După love you, da, aia, uaa, cu... nu spune că mă jucam cu cine, că e dacă mă jucam aici. Ok, gata, ok, și după vedea că mă joc, ok. Cine era ăsta? Alex Zam? Nu știu pe Bogdan, spawn kill. Da, ok. O, vezi o școală bună. Hai să vedem continuarea videoclipului. Nu uita că doar pe Eneba găsi cele mai bune jocuri la cele mai ieftine prețuri doar pe linkul din descriere. Bă, toată vara n-am avut un ventilator. Iar acum, pe data de 23 septembrie, în 20 minute, va fi 24 septembrie, am pus ventilatorul ăla și cred că se fac mai mult și mult decât mă așteptam. Și da, camera mea acum e goală pentru că, de ce nu? Bă, gen, o să revină biroul în curând, dacă o să mai încă să pun înapoi. Am pus pe 9 septembrie și deja e cam. Bă, ideea este că facem continuarea videoclipului, videoclipului anterior, care a fost filmat tot pe 9 sau pe 8. Dar cred că pe 8, din ce mi-aduc aminte, sau chiar pe 10. Poate vă întrebați de ce microfonul meu e așa strâmb? O să vă arăt mai detaliat dacă... Uitați doar cât îmi intră degetul aici. E super, super strâmb aici. Am dat cu... Eu aveam practic un shotgun de jucărie. Efectiv, data zile aveam un shotgun de jucărie. Și am dat de mâner, am dat cu mâneru, am dat în mâna. Așa, am dat și așa. Și am dat sing sing sing. Dar da, sper că acum nu se audă așa rău ventilatorul pentru că am pus și eu microfonul în altă poziție. Da, hai să facem continuarea videoclipului. Băi, e simplu, practic, suntem pe canalul nostru de YouTube și practic primul videoclip de pe canal ar fi Grand Theft Auto 5 The Doomsday Heist 3 Part 1. Acum 4 ani. Da. De 59 de minute și este postat pe data de 24 februarie 2019. Cam ăsta ar fi primul meu episod de pe canal. Doar că eu mai am câteva videoclipuri de pe privat, da? Din ce ați văzut în episodul anterior, adică practic în ce ați văzut în prima parte, am reacționat practic la eu cum reacționam acum ceva timp și aveam vocea foarte subțiată și subțire chestii și eram mic, adică acum 2 ani și ceva și gen, bă, eram rău, gen, n-am de ce să vă mint, bă, vere, eram rău, dar tot gen, legit. Adică de ce mă refer, să zic că eram rău, adică la modul că gen eram super mic, gândeam foarte prost. Și aveam niște reacții gen pe care oricum știam că le aveam, dar gen le făceam. Îmi pare rău că acest videoclip a ajuns undeva pe la 300 de vizualizări, deoarece e super, super... Adică nu am ceva de ascuns sau chestii, dar reacția pe care am avut-o e super ciudată. Și hai să lăsăm vorba, este timpul să reacționăm, da? Acesta e un videoclip slab, da? Un videoclip slab, da? Primul videoclip. Practic am câteva videoclipuri pe privat, așa că să ne uităm la unul dintre ele. Pentru că nu vreau să intru la un videoclip ceva foarte vechi și un videoclip care efectiv era un vlog, da? O să vă arăt primul meu videoclip, practic fără microfon, fără muzică pe fundal, efectiv doar scriam. Și bă, vă zic o chestie, ăsta este primul meu PC adevărat, gen un ceva, nici i3 nu cred că era Intel Pentium, ceva, fără placă video. Adică, bă, nu aveam placă video, că aveam aproape 100 de frame-uri în Minecraft și după a pus și ca placa video. Dar aici, practic, cum se stai să fără 100% gratuit. Super, uitați ce wallpaper aveam, dar uitați-vă, aveam mare poză cu Technic, cu Carbide și cu Battle Hawk din Fortnite, gen, în rezoluție slabă, gen, nici nu știam cum să... Bă, era jale, Grand Theft Auto 5, aici îl crăcuisăm, aici nu știu ce era ăsta, aveam Opera, YouTube, nu știu ce, Roblox Modern Combat 5, super mișto jocul, încă îmi place. Da, azități, vă prezint cum să instalați Fortnite, gratuit, uitați cât de greu scriam, ca idee, 100%. 100 la mamă, 100, ok, moare-te.
Hai să începem. Eu nu pot să intru în că am o problemă cu calculatorul, adică nu mergea. Ca să știți, dar merge și eu și eu mă joc pe PS4 și o să filmăm de pe peste episoade. Vă mulțumesc. Bun, Epic Games, știu ce. Am scris Epic Games, am luat de pe epicgames.com, l-am instalat frumos. Dar evident am instalat, nu uitați să apăsați butonul de like. Dar știam să scriu like. Aici cred că mă gândisem cum să scriu, nu, cred că știam să scriu clopoțel. Like, clopoțel și subscribe, nu știam subscribe, mamă cum. Nice. Și mi-am scris numele. Hashtag Bogdi, ok. Aia era pe reclame, uitați ce face, uitați ce terminat eram. Bă, n-aveam internet, eram, vai, viața mea eram. Mamă, cum era ăsta de la Epic Games. What? Eu o să-mi pun e-mailul, o să îmi pun și pe ăla de PlayStation. Pa, succes. Bă, știam scris succes, ești prost. Da, și cam ăsta poate că a fi primul episod gen de gaming, da? Fără sunet, fără absolut fucking nimic. Hai să trecem la următoare, cred. Bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, e bine, la un nou episod de pe acest canal, episodul 2 de Fortnite Battle. Sunetul era evident mai tare decât mine și mă jucam Fortnite aici, efectiv, mă jucam, gen, aici mă jucam, da, aveam shotgun. Îmi plăcea foarte mult Fortnite pe vremea aia, gen. Mă jucam pe PlayStation, era viața frumoasă. Ia primul birthday. Bun, practic am asta era harta. Da, și aveam, nu știu ce mă jucam aici. Aici eram efectiv gen pe Battleground. Da. Practic aici am cumpărat Wingman-ul, era 22 de lei, da, era 22 de lei ăsta de bunaticul ăsta. Aveam 650 V-Bucks, îmi cumpărăsem Eagle și aveam și Iceberg, uitați câte skin-uri aveam pe atunci. O, doamne, că m-am chinuit să iau skin-ul ăsta, Trailblazer. Eu, primul meu skin de pe fără bani, nu. Blue Team Leader era primul skin, nu știu cum am aflat să iau ăla. Dar cam practic era skin-ul meu de pe fână, da, gratis și eram super, super fericit. Și credeam că dacă fac win sau dacă fac un kill, o să mi se upgradeze skin-ul din fână, da? De neapărat eram. Vedeți-vă că pe vremea asta, nu zic, sta toxicitate, gen, de-abia începuse playerii de pe Twitch, oamenii de pe Twitch să fie toxici. Cam prin sezonul, ăsta cred că era sezonul 5, mă, de fapt. Cam prin sezonul 6 a început, gen, atunci a venit arena-ul, parcă, și atunci a început să devină toxic, gen, să ia amploare, gen, jocul și să... Am deblocat Ragnarok tier 100 în Fortnite Battle Royale. Nu știam ce zic acolo, mi-am băgat să trag și mouse-ul. Și eu chiar am făcut asta. Știam engleză, eram bun, mă, pe acolo. Da, oricum. Bă, practic episodul ăsta care este pe privat acum n-a trebuit să vedea, da? Pentru că... pentru că sunt pe privat, gen, da? Adică, frate, nu-mi pasă de videoclip. Ok? Nu ne pasă nici nou că ai făcut acest videoclip. Cum faci foarte repede bani și level extrem de ușor? Bă, vezi că episodul ăsta chiar prinsese. Adică, deja a făcut 154. Dacă aveam un PC, mamă, aici puteam să explodez gen pe YouTube. Era mișto, dar haideți să revenim la episoadele vechi care sunt pe public, pentru că deja au început să devenim plictisitoare acestea. Bun, suntem pe full screen, suntem la cele mai vechi. Am intrat cu Vlad în FIB cu un glitch super tare. Cum am primit un gift gratis, sugestia urmărului de Mitsu, am cumpărat Widow's Buy de pe shop cu codul GeoMitsu. Catus Event? Nu înțeleg. Cum a făcut doar 24 de vizualizări. Rai și Lisei, ultimul terminat, gen, legit era ultimul terminat. Și eu uită-l pe bulangiul ăla acolo. Băi! Ăsta era Vlăduț. DTV Amsterdam 69, deja mă chema, deja aveam numele de DTV Amsterdam 69. Dar n-aveam altcele, by the way.
Practic, de aici a început totul cu TTV, cu numele de la TTV, partea TTV, X. De asta a început să tot, dacă nu vă întreb, dacă nu știați. A plăcut asta. Cam ăsta a fusese tot eventul și hai să vedem cea mai specială chestie de acest event. Hai să vă arăt, pentru că a fost tare eventul ăsta, e nebun. Două secunde. A plăcut asta. Hai să vedem. Mama, tu zici ce-i fata acum, mă duc la ea, fii atent aici. Hai, păi. Nu n-am zis așa. Eu, lasă-ne să-l tragem. Bă, dar ce zici? Și-a luat ceva. Era nexul și din, și-a luat și-a luat. Bă, frate, n-ai cum, bă. Zero point-ul și dă mare bucată, fiți antena. Și nici nu mă uitasem. Și cum asta mi-a plăcut, asta a venit din fundul curții. Bă, eu vreau să vă spun aici. Ăla zis, mamă, aici se are vocea identică ca lui Samir Luca, să mor eu. E insane. Bă, mișto oricum. Ia. Nimic nu se înțelegea nimic, oameni, nimic nu se înțelegea. O, Doamne. Știai că statuia din Sintin era statuia lui? Oh, da. No setul, flos cu o mână, flos cu o fucking mână. Și n-am dat gift de pe contul secundar, omule, pentru că mă jucam skill tot de pe secundar. Uite, face, cred. Uite, de aici e flosul, de aici e flosul ăla de doi. Uite flosul nou, uite flosul nou. Da, că el și-a pierdut o mână, de-aia nu folosește în dans o mână. Și motul nu era pe shop. Emotul apăruse după event. Terminarea eventului apropo shop. Și pleacă. Dar era un liquid. Cred că tot se întoarce. Tot o să fie undeva robotul ăsta pus. O să repare, cred. Ba, a avut dreptate. Chiar a revenit robotul. Nu mai știu cum a revenit, dar știu că Singularity făcuse ceva cu robotul ăsta și parcă... A, țin minte, mă, parcă cu eventul aici era în chapter 1, undeva pe la chapter 2 jumate, nu, așa, știu că a revenit robotul ăsta, țin minte, și doar că a revenit gri, da, a revenit gri, dar țin minte, super, super fain. Da, aici a fost ăsta și aici mi-am cumpărat, practic, mi-am cumpărat Founder Deluxe pe cam ăsta, ar trebui să fie primul episod de pe canal. Nu o să mai aibă, nu, practic nu prea mai are sens, dar asta când te codec, dar aveam 40 power, aveam ceva power, dacă mă întreb pe mine. Bă, ăsta e Templar, nu prea aveam spațiu, aveam 143, aveam arme de 143. Bine. Nu se poate să-i dă 83. Puteai să faci transform. Aveam de atomați de 20. Wow, ce tare. Bă, chiar de tare erau băsiv doar. Nu știu cum se vedea power-ul. Aveam un CPR de 130. Îl băgasem 130, da, ca să nu-l pierd. Foarte fain. Da, mișto rău. Resurse, transform. Mișto, bă, mișto. Dar mai fi ceva pe aici. Asta practic ar fi primul screamer guest scam de pe canal, da? Dar practic nu era scam, l-am adus pe lufe și practic nu era scam. Practic sezonul ăsta a fost tare. Da, chapter 1, chapter 2, sezonul 1. Și aici a început să The Last of Us, da? Remastered fiind pe PlayStation, da? Pentru că după cum vedeți era 2014. Dar apoi The Last of Us Part 1 în 2020 sau 2021, nu mai țin minte. Oricum, mișto jocul. Îl începusem povestea, deja ajunsesem la Ellie, cred că era primul episod. Aveam șosee, boc din aventură, da, trebuie două puncte, pun, cam așa trebuie să... Dar avea, uite, aveam bară asta, nu mai... Bă, tare rău, bă, era tare rău oricum. M-aș juca de la asta v-a spart, nu, doar că n-aș prea are sens să-l mai cumpăr în coadă, dar chiar am chef să-l mă joc, să mă joc și doiul. Ar fi fain, ar fi tare, dar cred că mai are sens acum. Ce-ar mai fi pe aici, ar fi ăsta, cu Eddie Corbaran. Bine, mergați la un nou episod, e bine, astăzi o să... Ah, ba nu, Face High Sky, ok, deci făcusem cu Yannis, ok. E OG? Da. Ok. Ok, nu era Yannis, asta nu era Yannis. Ok. Și, nu știu cine era ăsta. Matei, nu mă știu. Ok, hai să luăm un Milan, ce să zic. Dă și tu, Reddy, te rog eu frumos. Nu înțeleg, mi se pare că High Sky nu era în phase. Sau era în phase în 2020? Bă, era ăsta în phase, mă? Dar ce?
sănătoasă, mă. Bă, eu nu mi-aduc aminte ceva. Se numește harta ta, se numește pui. Interesant, rău. Fucking. Da. Făcuse 1300 de vizualizări. Făcusem 50 de pe videoclipul ăsta, cred. Ne-a dat treșe, omule. Ne-a dat treșe. Tare rău, tot de cineva. Da, 15 minute, uitați cum se vede de pe PlayStation când construiești. Pickaxe nu dai. Dar bine, că chiar mi se pare că era de leu tumă, de fapt. Vreau să mă găsesc schema și ca să-mi dea scrin și s-a întâmplat asta, i-am furat contul lui Medic Ormaran. Practic, făcuse 400 de like-uri și, practic, eu intrasem pe Roblox. Bă, că ești real când i-am furat contul. Uite antena aici. El am, nu știu. Hai. Zi tu ce dai, bă. Da, bă, că vreau să văd când intrează pe Clash Royale. De tine, hai să nu mai dai schemă în viață. Bine. Thank you, bro. Thank you. Oricum ești mai ales schemă ce ești, bro. Bro, deja m-am plictisit de tine, bro. Deja m-am plictisit de tine. Hai să nu mai dai schemă în viața ta. Da, bro? Bine? Nu știu, ăla cu fratul. Nu e ăla, bă, ești fratul, nu e ăla. Stai așa, o leacă, că vreau să-l văd pe ăla e. Asta că era, mamă, să mă, doar 7K. Nici 7K. Păi nu mai găsi că ca un epic. Wow. Asta e. Bă, dezamăgitor, bă. Da, și despre ce vorbesc, da. Da, mersi. Ce-ai făcut, bro? Ha? Nu, bro, nu. Unde e Clash Royale-ul? Bă, n-ai bă cum, bă. Aoleu, aveam Samsung-ul ăla belis sau Huawei, ce căcat aveam. Bă, și gen, bă, odo, cel mai serios gen. Era jale, bă, mă jucasem Clash Royale. Nu înțeleg cum... Alo, da? Alo, da, omule, s-a auzit Clash Royale și ziceam alo, da? Tare, mă, tare. Da, cam aici a început asta cu... Așa, bă, altceva n-ar mai fi... Așa foarte tare, ăsta ar mai fi tare, ăsta cu englezul... Bă, ăsta cred că trebuie... Trebuie să ies de pe YouTube, omule. Aici am făcut primul meu thumbnail. Nu-l făcuse meu, de fapt, îl făcuse... Dragoș. Doamne, zica cu Rața Gaming, cu FaZe, cu Roku, promo lui Casă. Da, ăsta trebuie, știți de pe YouTube, hai să ștergem acum. În care, omule, uite-te ce are, uite-te doar puțin gen ce era omul meu. Are efectiv 15 martie 2020, Easy Casi. Mai faci promo că ți strike? De ce? De ce? Clip, adică clip by tick. Aha, așa chemase atunci, trebuie să dăm un refresh, că nu sunt comentarii pe ăsta. Așa. 15 martie, da? Băi, tare rău, Fortnite 2 live cu promovări gratis. Notifică-mă. 2020, de ce nu sunt strâse de către YouTube astea? De ce nu? Da, tare oricum. Ăla trebuie să stă pe YouTube, clar. Băi, avem 23 de minute, nu prea îmi reacționam la mai nimic, dar de-aia e că sunt multe chestii, da? Sunt multe chestii de făcut. Pentru mine e o nostalgie, de-aia o fac și acest videoclip, pentru că oricum nu am ce să filmez, gen, sunt ultimul trist, da, e ok, gen. Bă, o să ne vedem în episodul viitor. Eu am fost Ian Bogdan și sunt noștri, sigur, ne vom vedea la un nou episod. O, da!